Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morar. Astăzi a avut loc forumul civic de monitorizare a implementării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Însă acesta n-a fost lipsit de scandal. Ce nu i-a plăcut unei părți a societății civile și care de fapt este starea lucrurilor cu implementarea acordului de asociere? Încercăm să discutăm astăzi cu invitații mei. Alături de mine se află Lilia Carasciuc, director executiv Transparency International Moldova. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Bună seara, bună seara. Bine ați venit. Iuliana Cantaragiu, președintele Centrului Național de Mediu. Bună seara, bine ați venit pentru prima dată la politică, sper nu și pentru ultima. Sergiu Tofilat, expert energetică. E prea complicată denumirea institutului dumneavoastră. Centrul ASPE. ASPE, dar cum se descifrează? Analiză, supraveghere și protecție în domeniul energetic. Deci, expert mare în energetică, asta am înțeles. Și Valeriu Pașa, activist civic. Bună seara, bine ați venit. Trebuie de menționat că l-am invitat la emisiune și pe Sergiu Ostov, directorul executiv Credo, principalul organizator al forumului, însă din motive obiective n-a putut participa la emisiune, pentru că acum deja e în drum spre Kiev. Pentru început să vedem reportajul despre forumul de astăzi, dar nu uitați că puteți să ne expediați părerile și opiniile dumneavoastră despre acest forum și despre felul cum simțiți implementarea reformelor la numărul scurt 7077. Vă rog! Scandal la un eveniment al societății civile cu participarea ambasadorului Uniunii Europene, dar și a unor miniștri, câțiva activiști civici, dar și reprezentanții unor organizații neguvernamentale. Au criticat dur organizatorii forumului civic de monitorizare a implementării acordului de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. Domnul ministru a vorbit foarte bine, este un diplomat iscusit, a vorbit foarte mult, foarte teoretizat, cu cifre, ceea ce în popor se numește foarte clar apșoară. Haideți să începem de la a așeza guvernul cu picioarele pe pământ și de a spune lucrurilor pe nume. Stimat guvern, ceea ce faceți dumneavoastră nu este integrare europeană, este imitare. Scuzați-mă, stimați organizatori, dar asta a fost o tentativă de manipulare. Da, deci vine societatea civilă, este o declarație care, scuzați, societatea civilă trebuie să muște, nu să lingă. Aceste declarații ling guvernul, nu mușcă. Scoteți-vă, rog, din birouri, veniți mai des prin teritoriu, poate strategii, planuri și intenții ar fi foarte mari, cu realizări suntem mai prost. N-aș fi de acord cu calificativul că mimăm procesul de integrare europeană și nu mimăm ședințele săptămânale a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană. Vă place asta sau nu, dar hârtiile produc efecte imediate. Activiștii s-au revoltat pentru faptul că, deși reprezintă societatea civilă, ei nu au fost invitați la eveniment sau au aflat despre forum prea târziu. Se face o mimare și se pune în cârcă societatea civilă, precum că ea dialoghează cu guvernanții. ONG-ul Credo a venit cu un raport pe care chipurile care ar dori să-l prezinte din partea platformei au fost incluse niște proiecte de declarații. Și atunci noi, ca și așa numiții organizatori a acestui forum, care n-am fost informați despre acest lucru, ne punem întrebarea ce are această declarație cu platforma parteneriatului Estic. Eu, ca unul din organizatorii, port această responsabilitate pentru lipsa de comunicare adecvată. Îmi cer scuze pentru lipsa de comunicare, chiar vă rog să acceptați această scuză din partea mea dacă este o problemă din partea mea. Am primit invitația cu logo-ul Platformei Naționale a Societății Civile. Cred că ar fi bine de clarificat situația, ca fiecare să se simtă confortabil la acest eveniment organizat de Platforma Națională. Spiritele s-au încins și mai mult atunci când ambasadorul UE, dar și ministrul de externe, au părăsit evenimentul. Îmi cer scuze că îmi iau responsabilitatea pentru aceasta, dar din păcate am ceva de rezolvat legat de munca mea. То, что вы делаете, это называется лицемерие. Просто лицемерие. И все. Лицемерие, воровство и попрошайничество со стороны этих так называемых организаторов. Министр. Ministrul Galbur și ambasadorul UE, Pirca Tapiola, au fugit după 30 de minute, după ce le-au fost puse câteva întrebări incomode. În loc să fie un forum adevărat, noi vedem discursuri unilaterale și oameni care nu sunt capabili să discute.
Sunt foarte mulți, peste 100 de persoane care sunt prezenți aici. Deci este normal că există mai multe puncte de vedere. Urmează să găsim într-adevăr acele puncte de tangență și să dialogăm mai mult pentru ca să mergem în aceeași direcție. Pentru că acum mergem în direcții diferite și asta este rău, dezbinăm societatea Republicii Moldova. Trebuie să fim o societate unită. Evenimentul a fost organizat de către Centrul Național de Mediu împreună cu Credo și Platforma Națională a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic, din care fac parte 60 de organizații neguvernamentale. Doamnă Crăciuc, pentru cei care n-au fost prezenți la acest forum și n-au avut posibilitatea să-l urmărească online, puteți să ne explicați ce a fost totuși? Știți, ce s-a întâmplat Transparency acolo? International pe parcursul mai multor ani a fost membru mai multor alianțe, platforme și așa mai departe. Și am mai avut așa cazuri când mai întâi se invita societatea civilă și li se spunea că experții internaționali doresc aceea sau altceva, după aceea se duceau la experți internaționali și le spuneau că societatea civilă deja dorește aceasta și mai soluțiam, nu am aceste probleme, când cu binere, când plecând din sală și nu țin pică pe aceste persoane, pentru că ceea ce contează este să ajungem la un numitor comun. Dar în cazul dat, vă zic că mie îmi pare că a ieșit ceva, ieșit din comun. Pentru că, așa cum am înțeles noi, bine, platforma Parteneriatul este coorganizator, așa s-a spus. Dumneavoastră, organizația dumneavoastră pe care o reprezentați face parte din această platformă. Exact, mai mult la fel ca și Centrul de Resurse Juridice, la fel ca și organizația dumneavoastră. Da. Mai mult că atât, eu sunt liderul grupului de lucru în care ar trebui să discute un raport de așa gen. Bine, ni se spune că vor fi discutate niște rapoarte, unul ține de mediu, unul de energetică și unul de reforma sectorului judiciar. Ceea ce ține de mediu, ONG-ul care s-a ocupat cu acest raport, eu așa am înțeles, în grupul lor de lucru ei au discutat și raportul și au pregătit o declarație. Ceea ce ține de sistemul judiciar și energetică, noi n-am văzut nimic. Și mai mult ca atât ne-am mirat că deja s-a pregătit. Dar cum e posibil ca membrii grupului de lucru să nu aibă acces la aceste declarații? Păi întrebați-vă ceva mai simplu. Eu de ce m-aș simți mult mai comod dacă aici ar fi domnul Staff? Eu la fel. Din ce cauză? Pentru din că în așa sens, pentru mine, concluzia mea a fost că se imite dialogul cu societatea civilă pe de o parte, pe de altă parte, niște ONG-uri care stau pe poziția unei guvernări, se dau precum că vin cu rapoarte de alternativă. Noi rapoartele nu le vedem, în schimb, utilizând logo-ul nostru și utilizând, să spunem așa, reputația, așa cum ea este bună, rea platformei Parteneriatului Estic, se promovează careva cercetări pe care noi nici nu le vedem. Domnule Grebiciu, care a fost situația cu dumneavoastră? Pentru că din ceea ce a declarat astăzi doamna Crăciuc, dumneavoastră erați inițial introdus în agenda evenimentului, după care ați fost exclus sau de ce? Puteți să ne explicați care a fost de fapt problema? Sunt câteva chestii. Deci eu aș vrea, de fapt, să discut despre substanță. Neapărat. Care sunt problemele. Noi revenim la agenda. Noi, de fapt, revenim după aceasta la agenda Forumul Civic. Ce a fost? Au fost două lucruri. Prima a fost o declarație elaborată, ca și cum de către ONG-uri, pe care nimeni n-a văzut-o și nici măcar doamna Crăciuc n-a văzut-o. I-am arătat-o eu în lista materialelor imprimate, care de fapt nu reflecta problemele care există. Dar Centrul de Resurse Juridice pe care îl reprezentați a văzut această declarație? Nu, noi am văzut-o în mapa deja pusă. Ea nu era... Dar cine a elaborat-o? Eu nu știu cine a elaborat-o. A elaborat-o Credo. Deci urma, bineînțeles, în primul rând, toate declarațiile erau proiecte de declarații, da, care urmau să fie discutate în cadrul evenimentului, în grupul de lucru, dar, bineînțeles, trebuia să fie circulată anterior și cu organizațiile, adică și discutată cu organizațiile de profil, ceea ce, de exemplu, noi am făcut bine și ne-am fundamentat ca idee, că noi, de exemplu, nici n-am pretins să spunem că și declarația pe mediu era una finală și vă rog frumos, adică să o luați așa ad literam. Noi am discutat în grupul de lucru mult pe în ce direcții să mergem. Trebuie de recunoscut, doamna Cantarac, eu astăzi am vorbit cu mai mulți participanți de la forum care au rămas, să zicem așa, surprins. Nimeni n-a reproșat nimic vis-a-vis de declarație privind mediul. Deci, da, acolo dar probleme n-au fost. O singură chestie, deci, mie ce nu mi-a plăcut atât. Probleme acolo n-au fost. Da, o chestie. E vorba de justiție și energetică. Da, din start, haide să zicem că, chiar ați menționat la început, Credo era organizator principal, el nu era organizator principal, era coorganizator. Asta una la mână.
Doi, cu platforma parteneriatului estic, deci cum, s-a discutat chiar două luni în urmă, dacă se dorește, deci noi aveam de organizat un asemenea eveniment și mi-am zis, haideți să-i dăm și o pondere și o vizibilitate și platforme, că noi facem parte din platformă, în mod special grupul 3 de lucru, protecția mediului, a platformei, și ales ca prioritate încă anul trecut, monitorizarea acordului de asociere, capitolul ce țin de protecția mediului și schimbări climatice. Reprezentantul organizației noastre a fost și coordonator național la momentul respectiv. Anul ăsta este și coordonator regional acestui grup de lucru și respectiv și ales și pentru acest an ca prioritate monitorizarea acordului de asociere. Asta e ce face grupul de lucru protecția mediului și schimbări climatice. Și noi toți suntem partea platformei naționale societății civile parteneriatului este. Sunteți liderul, deci, chiar grupului. Exact, sunteți liderul acestui grup. Da, noi suntem liderul unui grup de lucru a acestei platforme. Dar dumneavoastră înțelegeți de ce, de exemplu, așa organizații neguvernamentale ca Centrul de Resurse Juridice sau Transparency International Moldova, chiar dacă au fost la început implicate în acest proces, n-au văzut măcar formula finală a declarației. E eroarea și cum domnul Ostaf și-a cerut scuze în eveniment pentru lipsa de comunicare. E eroarea domnului Ostaf în sensul ăsta și admit că posibil că e și eroarea noastră că nu l-am presat poate mai tare ca să expedieze. Că noi discutam de mai mult timp pe subiectul ăsta, că e cazul, nu, e normal. Când elaborezi ceva, dacă vrei să prezinți din partea unui grup mai mare de oameni, respectiv comunici cu ei și vezi și opiniile lor, le integrezi și așa mai departe. E o chestie, o procedură care a fost, este bine discutată, dar a fost neglijată. Bine, în primul rând n-au fost inclusi și în al doilea rând, poate nu erau probleme în cazul în care această declarație, formula finală care a fost propusă spre adoptare, n-ar ridica anumite semne de întrebare ce am convenit și în cadrul evenimentului și în discuțiile din cadrul evenimentului ulterioare, că ceea ce s-a discutat să fie circulat în regim cât mai urgent cu organizațiile de profil pentru a respectiv exprima opinia. Poate trebuia de discutat cu organizațiile de profil, dar numai întâi de organizat forum, de invitat acolo zeci de studenți, de ocupat toate locurile. Nu erau studenți, chiar erau studenți care veneau întregi, chiar le-am întrebat de unde sunt și numit aceasta forumul civic, nu-i pretenție la dumneavoastră. Și după aceea, pe urmă, băieți, eu vă întreba dacă voi sunteți de acord cu mine. Vă zic că uitați-vă, sunt câteva chestii. Prima chestie, eu nici nu știam că o să fie o declarație pe justiție și anticorupție. Nimeni nu știu. N-am știut. A doua, n-am văzut acel text. Poate e un proiect, dar nu cred că proiectele se discută astfel de proiect. Se discută cu 60 de ONG-uri, asta e imposibil. Proiectele se discută în ajun, cu toți. Nu poți spui... Absolut. A treia chestie este că raportul care era produs de semne nu a fost distribuit. A fost distribuit... unor ONG-uri, dar nu la toate ONG-urile. Noi l-am primit de la alte ONG-uri. Dar puteți spune scurgere. Dar puteți să spuneți că ONG-uri a fost redistribuit. Nu pot spune. Pot eu să spun, eu am primit neoficial, mi s-a dat raportul. Neoficial? Da. Mie nu prin altă persoană. Dar și nu e problema că nu s-a dat. Sau, problema este că acel raport nu reprezintă, de fapt, pe deplin problemele care există. Da? Domnule Grebinci, pot să vă întreb scurt? Acum două săptămâni, împreună cu domnul Tofilat, împreună cu doamna Crăsciuc și împreună cu Valeriu Pașa, am participat la un eveniment împreună cu Nadejda Hriptievski din partea centrului dumneavoastră, la un forum organizat în Parlamentul European. Acolo doamna Hriptievski a ținut un discurs, a prezentat un raport elaborat de către centrul dumneavoastră despre principalele probleme din domeniul justiției. Iată, dacă e să comparăm acel raport pregătit de centrul dumneavoastră cu declarația de astăzi, dumneavoastră vedeți mari diferențe? Prima chestie este că noi, bineînțeles, că societatea civilă și așa societatea civilă este divers, noi avem opinii diferite, da? Dar aceste divergențe de opinii nu pot să ducă până la distorsionarea totalmente a realității, da? Avem probleme aici cu diferența. Aici e bine. Am putea să fie unul mai optimist, unul mai pesimist. Da, dar nu putem să avem diferență totală de optică. Spre exemplu, problema
atacurilor împotriva judecătorilor, dar e o problemă foarte serioasă. Eu n-am văzut-o reflectată. Problema dosarelor la comandă sau asupra cărora planează suspiciuni serioase de corupție, de interese. Sau dosarelor de rezonanță care au fost închise, judecate în procese închise. Nu le-am văzut. Pe urmă, avocaților. Închiderea sistemului justiției, intransparența sistemului, probleme de numiri, selecții, nu le-am văzut. Promovarea celor mai loiali. Celor mai loiali, dar acelor pe care sunt deja gigabytes de investigații jurnalistice care arată că numai integri nu sunt, da, inclusiv personajul de al de judecători cu Porsche Cayenne de 11.000 de lei. Dar să vedem totuși ce era. Asta erau problemele, că de fapt declarațiile, eu nu m-am așteptat la mare lucru, eu am venit de dimineață și am văzut cum sunt în agenda, deși inițial mi s-a spus că sunt în agenda și am confirmat participarea. Da? Și asta a fost surprinderea mea. Mă gândeam să plec sau să nu plec, zic ok, hai, rămân să văd ce se întâmplă. Dar vi s-a explicat de ce ați fost exclus din agenda? Mi s-a spus că eu nu am confirmat participarea, deși eu confirmasem participarea. Participarea la eveniment, dar nu ca și dar nimeni nu mi-a spus că eu trebuie să discut cu domnul Ostaf. Ce impresie vi s-ar crea dacă citeați declarația de astăzi? Eu n-aș fi semnat această declarație, pur și simplu. Dar eu am mai pun o întrebare. N-aș fi semnat-o din considerentul că ea nu corespunde cu problemele cele mai serioase din sistem. Dar dacă n-ați cunoaște problemele reale din sistem, vi s-ar fi creat impresia că lucrurile stau destul de bine în sistemul judecătoresc, în justiție? Nu e greu să cred asta, fiindcă toată societatea geme să spui că aici e bine, nu. Adică mai degrabă aș crede că... Dar dumneavoastră sunteți un consultant dintr-o ambasadă și citește o declarație, traducere în limba engleză, unde sunt scrise lucruri că e nevoie de progrese mai multe, dar problemele principale pe care nu le-ați enumerat nu sunt incluse în raport. Ce impresie vi s-ar crea? Că într-adevăr sunt progrese pe capitolul implementare. O persoană rațională ar ajunge la două concluzii. Fie persoana nu este bine informată despre subiect, asta ar putea să fie o situație, sau a doua situație, persoana deliberat nu a pus aceste chestiuni pe tapet. În general, o persoană, deci la o ambasadă, cum ați dat exemplu, că tot avem o experiență destul de vastă în sensul ăsta. Eu cunosc de bine informați. Exact. Și nu se informează dintr-o singură sursă, se informează din mai multe surse și tot timpul, deci inclusiv e în dialog direct cu diverse organizații și eu am impresia că ei uneori cunosc mai bine situația. Haideți decât să trecem noi la subiect. Ca să poate o întrebare înainte de subiect. Dumneavoastră ați întrebat, dar domnul, dacă nu era niciun reprezentant de la CRJM, deoarece chipurile când au confirmat, dar cine atunci era din acele ONG-uri care monitorizau sectorul justiției? Bine, și eu am confirmat. Credo. Dar nu eram în agenda de la platformă. Cine mai era din domeniu ca să spună că este ok sau nu este ok? Ca să se vină cu o declarație. Nu era nimeni. Bine, erau studenți. Înainte de a trece la discuții la subiect, vreau să întreb părerile dumneavoastră, domnule Tofilat, domnule Pașa. Ce impresie vă s-a creat astăzi după În primul rând, eu am aflat de acest eveniment o săptămână urmă. Mi-a explicat un coleg, Ruslan Surgiu, mi-a trimis pe e-mail invitația pe care el a solicitat-o. A solicitat-o, da, exact. Și acolo am văzut o denumire așa foarte frumoasă, Forumul Societății Civile. Dumneavoastră n-ați fost invitat. Forumul Civic, nu, eu n-am fost invitat. Și m-am uitat acolo printre subiecte și pe agendă, figura și domeniul energetic și mai figura Victor Parlicov, care chipurile urma să prezinte un raport. Când am discutat cu Victor, el nu știu, n-avea idee că el l-a invitat acolo și că urmează să prezinte acel raport. Da, am discutat astăzi cu Victor, mi-a confirmat acest lucru. Bun, aici mi s-a ridicat un semn de întrebare. Chiar și până ieri nu l-a chemat nimic, chiar dacă el a figurat cu raportor chiar și astăzi în agenda. Da, exact. După care, deci, ieri am încercat să ne clarificăm. Deci, Victor Parlicov n-a primit invitația. Nu. Nu, nici nu s-a discutat cu el, dar a fost inclus în raport. Doi, a menționat doamna Carășiuc că s-a folosit logo-ul și, zicem,
denumirea Platforma Parteneriatului Estic, care este o organizație serioasă, întrunește mai multe ONG-uri de diferite profile, Transparency International. Dar iarăși repet, nu apărăm din platformă. Exact, atunci când folosești logo, doriți să întrebi colegii dacă e ok sau nu. S-a întrebat, deci puteți lua Ion Manole. Okay. Și care este coordonatorul național a platformei. Păi Ion Manole a așteptat, încă... așa ne-a povestit el, că el a așteptat până în sfârșit, credo, dacă dă ceva din numele asta platformei, ne va expedia documentul. Deci eu și spun, nu din nume la dumneavoastră. Da. Deci că nu s-au expediat din timp ăsta rapoartele sau așa, raportul, credo, pe, nu s-a consultat cu grupul de lucru care e responsabil pe justiție, asta e un alt subiect. Dar cu platforma, dar pe mediu, el s-a consultat și mediu și noi toți suntem parte a platformei. Deci exact, nu trebuie deci mediu să rupem. Parte. Și sigla nu este a grupului de lucru 1 sau 3 sau 4 sau 5 sau 2. Este a unei platforme întregi. Și lucrul ăsta s-a coordonat, ne mai vorbim de faptul că s-a vrut să se facă și vizibilitatea, că era un pic oricum la, indiferent. Un pic la conținut. Deci, în afară de faptul că domnul Parlikov, care e inclus acolo în agenda, că trebuie să prezinte și toți participanții, inclusiv ambasadorul Uniunii Europene, a văzut că da, acolo este un conținut și vor fi niște persoane notorii. Persoanele cele n-au fost anunțate, da? Nimeni nu a vorbit cu domnul Parlikov să întrebe, vrei să participi sau nu, ai ceva ce spune sau nu. Deci s-a indus în eroare, s-a manipulat. Mai departe, ieri am aflat că există și studii pe mediu, pe justiție și pe energetică. Am văzut că domnul Ostaf, da, președintele Credo, este la noi expert și pe justiție, figurează nu, ca autor a studiului, da, el figurează acolo ca autor. Și pe energetică. Și pe justiție și pe energetică. Da, eu îmi fac aici, îmi pun un semn de întrebare. Nu pe domnul Ostaf, care este rezident la Publica și la Prime și la canalul Plahotniuc. Bine, totuși nu este. A devenit și expert în energetică. Nu e. Eu am deschis acel studiu și m-am uitat printre însă. Acolo sunt niște baleverni. Spuse, deci problemele esențiale în genere nu au fost respectate. Bine, haideți despre conținut. Ce v-a lipsit în acel raport? În raportul pe energetică. Energetică, da, pe justiție am început să discutăm deja. Da, sunt două chestii acolo. Aflăm că Energocapital, оказывается, este trader de la Moldavskaya GRES. Acolo se laudă Andreu că iată a făcut unica dată în istorie a coborât tarifele la energie în martie 2016. Nu se spune nimic despre faptul că este un plan de acțiuni elaborat de Secretariatul Comunității Energetice, cum de scăpat de cum să scăpăm Andreu de sub influența politică. Nu se face nicio referință la auditul pe care l-a făcut secretariatul și l-a publicat în septembrie 2016, când a spus că Andreu este capturat politic și două persoane din patru, doi directori din patru, în genere, nu au niciun fel de idee de domeniul energetic, deci problemele esențiale nu au fost reflectate. Mai mult ca atât, acum se desfășoară tenderul pe achiziția energiei electrice. Regulile au apărut abia în ianuarie, pe 5 ianuarie, Secretariatul Energetic a publicat un ghid cum trebuie de desfășurat tenderul. Din acel ghid a fost exclus abuziv de Ministerul Economiei un punct ce ține de achitarea gazului, ca să nu participe tot felul de energocapitaluri sau alte companii căpușe. Chestia asta a fost exclusă, despre asta în studiu nu-i pomenit nimic, deci îi spuse niște date statistice și ce ar trebui noi să implementăm din acordul de asociere. Deci problemele din sector absolut deloc nu sunt reflectate. Dacă vorbim de monitorizare implementării acordului de asociere. Dar totuși înțeleg că pe partea de mediu lucrurile au stat mult mai bine. Ne povestiți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Vreau de... Am revenit în studio, în timpul pauzei discuțiile sunt mult mai aprinse. Eu revin la doamna Cantarăgiu, dar vreau să vă pun o întrebare care mă macină de la începutul forumului de astăzi, când l-am urmărit, am văzut aceste scântei. Eu văd că luați prea personal aceste critici, dar nu sunt adresate nici de cum Centrul Național de Mediu, pentru că, repet, astăzi am vorbit cu mai mulți participanți la forum, nimeni n-a avut niciun reproș la capitolul mediu. Oamenii
au rămas surprinși vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat la capitolul justiție și energetică. Nu vi se pare că ceea ce s-a întâmplat astăzi tare seamănă cu ceea ce se făcea pe timpul comuniștilor, când se crea o societate civilă paralelă care urma se susțină orice mișcare a guvernării și atunci când apărea altfel de societate civilă mai puțin loială, mai puțin mulțumită, care mușca mai tare, se demonstra că, stați o clipă, noi avem societate civilă care, cu care ne-am consultat, care ne-a susținut, care a dezbătut, că, iată, noi ne-am asumat declarațiile pe care ei le-au elaborat. E o diferență foarte mare. Deci, astăzi am avut un sentiment de deja viu. Nu, eu totuși vreau, da, totuși doamna Cântărăgi, după aceasta dumneavoastră. Era adresat întrebarea mie. Eu personal niciodată nu m-am considerat și noi suntem, cum am spus, organizatorii evenimentului, nici n-am avut, deci când era de criticat? Noi suntem organizatorii principali, dacă să bine, luăm așa. Da, bine, să folosim termenii voastre. Deci nu Credo. Nu Credo. Credo este partener în acest proces, adică este coorganizator, dacă vreți, care avea misiunea să se ocupe de segmentul justiție și energetică, unde două au fost, da. Așa. Acum ăsta, cum zic, noi niciodată n-am fost implicați în procese de genul, știi, cum spune, să fim partea guvernării sau nu partea. Pentru că când e mediu. A fost cazul să fie criticat, am criticat, când e cazul să susținem diferite inițiative pe domeniul mediu. Și nu spuneți că pentru că este mediu, în mediu totuși domeniul sunt foarte multe. Și totuși domeniul mediului nu este atât de tare dorit de către guvernare. Nu contează este, care este, cea comunistă da, sau actuală. Da, fiindcă deranjează. Deranjează, deranjat și pe timpul comuniștilor, doar că nu e băgat în seamă, ca să mă exprim așa mai clar. Fiindcă nimeni nu conștientizează cât e importanța domeniului și asta la mod direct, fiindcă nu atunci când, cum eu tot timpul zic, când nu veți avea de băut nici măcar o picătură de apă, să vă fie atât de paralel de tot ce se întâmplă în jur și în orice domeniu. Nu contează. Da. Și de asta și zic, deci n-a fost bine dorită nici atunci, nici acum, din păcate, și da, declarația noastră se bazează și punem accent, deși sunt restanțe în acordul de asociere, pe diferite chestii mai specifice domeniului, adică trebuie să cunoașteți subtilitățile și așa mai departe, sim. Dar noi punem accent anume pe faptul, nemulțumirea noastră, că se dorește comasarea, lichidarea, nu-i așa o vedeam, lichidarea Ministerului Mediului, fiind comasat cu instituții care, de fapt, ar prefera acest domeniu să nu existe ca să poată abuza. Cu Ministerul Agriculturii, care e domeniul economic. Deci atunci când vrei să lichidezi ceva, îl comasezi și abuzezi. Și totuși, dacă nu... Eu înțeleg că dumneavoastră reprezentați Centrul Național de Mediu, da. Și este corect să vorbiți despre situația din da. Mediu. Dar eu altceva am întrebat. Noastră, înțelegeți supărarea altor organizații da, care sigur. Totuși s-au simțit cumva excluse din acest proces? Sigur că și astăzi și-au reamintit și-au reamintit despre perioada când societatea civilă a fost divizată în cea care e de-a noastră și acea cu care noi nu prea comunicăm. Întotdeauna a fost așa divizată, inclusiv sunt foarte multe discuții și pe chestii că elite, ONG-iste, eu de exemplu mai fac parte și din Consiliul Național al ONG-urilor, așa, și unde la fel suntem calificați ca elitele ONG-iste, astea din Chișinău mai mulți, așa, în special de cei din teritoriu stau și se exprimă, nu știu ce, nu știu cum acolo. Și pe timpul guvernărilor precedente, în sens și când era guvernul Filat și când era ăsta, ulterior Gaburici și așa mai departe. Deci fiecare când făcea parte dintr-un proces sau altul, era calificat într-un mod sau altul. Adică că susții guvernarea sau nu susții. Deci dacă criticam Ministerul Mediului, că în cazul nostru, gata, ești pe cealaltă parte a poziției, dacă susțineam Ministerul Mediului, înseamnă că ești de partea
guvernării. Deși, de exemplu, în condițiile zilei de astăzi, noi susținem în mare parte, fără a da calificative, intențiile și ceea ce promovează Ministerul Mediului. Și noi considerăm că pentru, probabil, este cel mai bun ministru de când există acest minister. Multă lume asta este opinia noastră. De această părere, deși, dar și eu iarăși vorbesc despre justiție și energetică, pentru că întrebarea mea astăzi a fost una tare simplă. Dar cum așa se întâmplă că centrul, domnul Gribincea, centrul de resurse juridice, care a fost, de fapt, responsabil de elaborarea strategiei preformării procuraturii, da? Și a justiției. Deci centrul care s-a ocupat de această strategie timp de mai mulți ani n-a participat la elaborarea raportului. Dar nu e problema în asta. Poți să-l scrii oricine, că nu e rocket science, adică știi, matematică superioară ca să nu o poți face. Nu e problema în asta. Problema e în... Am avut doi raportori, da? Eu cred că a fost o diferență mare în intervenție. Întrebarea este... Spuneți cum... care, pentru că nu toată lumea a urmărit. Da. Doi raportori. Cine a fost? A fost Sergiu și am fost eu. Sergiu Staff. Da, și accentele erau foarte diferite. Acum, oamenii care nu sunt inițiați o să creadă că fie unul, fie altul nu are dreptate. Fiindcă pozițiile nu se conciliază nici de cum. Da, erau atât de diferite încât unul din doi minte. Da, și atunci eu nu aș vrea să creadă că eu mint. No, din aceste motive, de fapt, în situații de genul ăsta, adică se consultă când tu emiți ceva, elaborezi ceva sau tu scrii că ăsta e raportul pe care eu l-am făcut personal, asta e opinia mea personală, da? Da, și nu pui sau acolo este... că este opinia 60 de ONG-uri. Nu aici, inclusiv... nu, 60 de ONG, dacă luăm platforma, dar, este toată uite, platforma. Ileana, care, opinia, dar dacă da, e opinia asta... da, dar opinia se bazează pe anumite fapte. Obiective. În momentul în care în raportul tău fapte obiective nu sunt doar constatări, iar faptele obiective sunt foarte dureroase și sunt quasi cunoscute pentru toți și ele nu sunt reflectate, asta mine mă pune pe gânduri. Serios. Fiindcă opinia, oricare opinie, și a dumneavoastră, și a mea, trebuie să bazeze pe analiză rezonabilă a faptelor relevante. În momentul în exact, care neglijez cu bună știință anumite fapte, nu pentru că ne asta deja nu e vorba de opinie. Asta e vorba sau... de lipsă de profesionalism sau de altceva. Asta e. Totuși, vreau să auzim și părerea lui Valeriu Pașă, care a fost prezent astăzi și a fost destul de critic. Tând la o parte detaliile despre ce, cum s-a întâmplat astăzi, da, este un caz separat. Implicarea mea personală nu a pornit exact de cazul ăsta. Adevărul este că noi ne lovim de un fenomen foarte larg, zilnic, care este un... deci zilnic se produce o activitate foarte intensă de manipulare a opiniei publice. A de denaturarea faptelor, de schimbarea accentelor, de înlocuirea a agendei, a problemelor reale de pe ordinea de zi a fiecărui cetățean cu tot felul de subiecte inventate. Deci și în această luptă masivă de manipulare a opiniei publice sunt utilizate foarte multe instrumente. Bine, dar aceasta politicieni care ies cu tecla... Exact, nu a apărut ieri, ieri și nici alaltă ieri. Și nici nu suntem noi unici, da, nu este Republica Moldova buricul pământului, că aici se petreacă niște procese super complicate de manipulare care în altă parte. Nu, deci se preiau niște practici destul de răspândite și în afara Republicii Moldova. Acum, unul dintre instrumente care se aplică și iarăși nu este prima dată, este utilizarea unor actori, chipurile independenți și prezentarea cu gura lor, cum ar veni, a unei opinii convenabile celor care dețin puterea sau celor care dețin instrumentarul și interesul ca omul să nu fie informat corect. Dar se prezintă ca rapoarte alternative. Exact. Acum ați comparat cu perioada comunistă. Deci în perioada regimului lui Vladimir Voronin, că nu e atât de comunist cât e lui Vladimir Voronin, într-adevăr erau asemenea tentative, în special perioada anului 2007-2008, când comuniștii se pregăteau pentru alegeri și vreau ei foarte mult să rămână la guvernare. Eu singur am participat involuntar și atunci din mers am înțeles ce se întâmplă în jur. Atunci când cei de la Ministerul Educației și tineretului pe timpul acela au încercat să
a creeze un fel de mega organizație de tineret care să cuprindă sub ea toate organizațiile de tineret posibile, studenate, studențești, în special pe studenți, da? Pentru că era clar că de acolo vin multe probleme pentru guvernarea comunistă de atunci. Și am încercat să creeze un mega umbrelă organizației care să fie cumva acolo, coordonată direct de Ion Ceban, actualul purtător de cuvânt al lui Igor Dodon pe atunci, mai întâi viceministru a educației, pe urmă consilier de al Voronin, ceva de genul ăsta. Ei au încercat să facă, dar ei cel puțin înțelegeau că nu putem să manipulăm în halul ăsta, să zicem că organizația X era, și atunci societatea civilă era Transparency, era Adept, era Bidis Viitor, Expert Group și multe alte organizații, dar nu manipulau. Ei încercau să creeze altceva, să ia spună că a ieșit Bidis Viitor, a criticat, nu este altul care, sau, care spune că totul e bine, creat de ei. Ceea ce se face acum este deja o altă treabă, mult mai avansată. Atunci când comuniștii aveau cel puțin un 40-50, vreo 40% suport popular, adică bine de rău, când creau aceste organizații, găseau prin anumite metode oameni gata să implice. Actuala guvernare este atât de respingătoare pentru majoritatea absolută a cetățenilor, încât ei nu prea reușesc nici măcar ONG-uri de ăștia de buzunar foarte așa cu oameni cât de cât adecvat să-și facă. Acum au tot felul de agenți. Domnul Staff este unul dintre ei. Totuși, eu mi-asum, nu am nicio problemă, eu nu am nicio problemă să mi-asum. O să vin, o să răspund, e problema lui. Care, atunci, vedeți, ei merg pe niște tehnologii un pic mai avansate. Și ei nu creează evenimente, să spună că, iată, domnul Staff are drept să aibă opinia asta, să iubească acest guvern foarte mult. Este dreptul lui pe care eu personal îl respect. Dar atunci când inventezi un raport de genul ăsta, de pe o pagină acolo, scoți toate problemele esențiale, leși numai apșoară, așa cum îi spun eu, și încerci să prezinți asta ca opinia unor organizații respectabile, care se respectă și pe ele însuși și nu ar semna niciodată asemenea lucruri, e o problemă. Pui așa bine pe lângă un eveniment organizat de un alt NGO foarte respectabil, cum este Centrul Național de Mediu, care și-a făcut pe partea lor de mediu treaba foarte bună, cum s-a menționat. Și vii și tu cu alte două rapoarte, iei pe unul, aici altele două, care, cu tot respectul pentru problemele de mediu, dar din păcate nu au atât de mare impact și rezonanță în societate. Au, chem presa afiliată. Din păcate nu se discută. Da. Asta e, deci eu mă refer la impactul de opinie publică, dacă vreți. Chem presa afiliată, arăt ce s-a spus, mai scos din context acolo vreo două declarații foarte neutre a ambasadorului Uniunii Europene, care ajunge la faptul că îl manipulez chiar și pe el, ca să vină. Deci asta, într-adevăr, a fost un scandal. Nu că a fost scandal că s-au certat acolo cineva, nu. Deci prin modul scandalos de a face... Deci s-a mers la o următoare etapă și este o tehnică de manipulare a opiniei publice, în baza cărora au anumite, nu știu, output-uri. Niște știri, așa cum le trebuie lor, la televiziunile controlate, niște rapoarte care chiar dacă în exterior lumea destul de bine știe situația în Republica Moldova. E da, dacă nimerești unul nu foarte... critic. Nu foarte, nu știu, informat. Procesul este destul de clar. Îi bagi un raport de ăsta și acolo scrie parteneriatul, nu este. Și el intră și se uită, acolo este Transparency International, CRGM și alte. Și raportul ăsta, și criticați. Într-un fel, anume aceasta, a spus șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tăpiolă, că el a venit la un eveniment organizat de această platformă din care fac parte mai multe organizații și... Și nu le-a regăsit acolo. Da, și credea că vine la un asemenea eveniment. Pot să spun pe partea de media trebuie doar de spus, de precizat. Ieri am vorbit cu colegi din Breaslă cu care ne-am aflat despre acest eveniment cu 5 sau 10 minute înainte de emisiunea de ieri, deci pe la 8:50. Întâmplător am aflat despre acest eveniment și am decis ieri seară să trimitem o cameră, ceea ce este foarte greu pentru un post de televiziune care își face agenda cu o zi înainte, pentru că noi pe la ora 6 seară decidem unde mâine trimitem camere, la ce evenimente participăm. Datorită colegilor care, nu știu din care surse au aflat despre acest eveniment, noi totuși am reușit să participăm la acest. Da, eu vreau vorbesc un pic despre acest lucru care pe mine mă deranjează în mod direct. Cum am spus, a fost pusă întrebarea, până la sfârșit am aflat astăzi parcursul evenimentului. Ce cu acea adresă, adică ce cu acea informație care a fost expediată mass-mediei?
Deci eu o calific personal ca ori ai intenții în sensul în care eu adresă de care habar nu am, pe care noi nu deci adresa a fost folosită? Deci platforma.civica.2014@gmail.com. Nu știu a cui este această adresă, a copiat de pe site-ul nostru ultimele trei paragrafe a comunicatului, le-a inserat într-un mesaj de pe această adresă e-mail și a expediat la 9 seara jurnaliștilor. Cui dar, eu nu știu dar, cui. Doamna Cantarăge, noi, deci noi n-am primit acest e-mail, noi am aflat de la alți colegi, dar reiește că dacă acest e-mail nu era trimis, o parte din presă în general nu a aflat despre eveniment. Eu astăzi mă trezeam poate și bine, doar datorită primești atunci. Nu, nu e de exemplu și noi am invitat că la fel a aflat. Noi ce am publicat asta un comunicat joia trecută și altul la 9 dimineața tot ieri pe comunicate.md. Nu, asta bun. Bun. Aici eu, într-adevăr, hai să nu facem teorie. E o chestie acum ce cere vis-a-vis de ce a spus Pavel, da? Valeriu. Pardon, Valeriu. Ce vorbeam de opinii diferite. Deci Valeriu a avut, are o opinie vis-a-vis că noi am încercat să manipulăm pe domnul Tapiola. Nu, nu, nu. E, doamna Cantarăge, mi se pare eu, chiar deci exagerat. Noi ajungem să repetăm a cincea oară același lucru. Noi nu avem niciun fel de pretenții față de Centrul Național de Mediu, față de dumneavoastră ca organizator, chiar dacă este scăparea asta că poate na, comunicatele, nu știu ce comunicate, dar nu a ajuns. Nu asta e problema. Problema este în faptul că datorită parteneriatului, care sunt absolut sigur că din partea Centrului Național de Mediu a fost absolut deschis și sincer, cu această organizație care se cheamă Credo, s-a încercat introducerea în spațiu public a unor manipulări, pentru că așa este și nu este vina voastră. Bine, maxim ce este că poate nu ați fost atenți să verificați, dar ați plecat de la prezumția că este bună intenție. Deci nu vă, deci Centrul Național de Mediu nu este acuzat de nimeni de fapt că a încercat să manipuleze opinia publică. Este problema, repet, organizația care se cheamă Credo, persoana care se numește Sergio Stav. Atât. Deci care nu pretinde apropo, persoană, să se discutăm. Dar apropo de acele încercări de manipulare despre care ați vorbit, iată îmi scrie Mariana Calugin, un expert anticorupție. Vedeți știrea despre progresele Republicii Moldova în implementarea reformelor pe Publica TV. Alexander Petkov scrie, știrile despre care a vorbit Valeriu Pașa deja au pornit la Publica. Chiar acum e un talk show. Probabil se are în vedere emisiunea publică. Se înlocuiește agenda publică. Atunci, de la partea tehnică să trecem la parte de conținut. Deci, dacă ei vorbesc despre progrese, haideți să încercăm și noi să vorbim despre lucrurile reale. Progrese, da. Regrese, asta deja despre, ne spuneți dumneavoastră. Da. Da. Ne spuneți dumneavoastră care, ca experți în domeniu. Începem cu justiția. Domnule Gribince, ce ați spune? Eu am spus astăzi aici că este atât de mult de făcut, încât eu aș da chestii prioritare care nu suferă amânare. Prima este selecția și promovarea judecătorilor. Este absolut imperios ca în termen foarte scurt să schimbi sistemul de numire și promovarea judecătorilor. Atunci când 11 oameni decid, îmi place sau nu-mi place, ca să numesc un judecător, pe care nu interesează criteriile. A care singuri au fost numiți numai nu după criterii meritocratice și numai nu transparent, asta și sub e control politic total. Asta se referă, domnul Primincea, la Consiliul Superior al Magistraturii, cu 11 membri. Ca să da, dar nu toți. Majoritatea sunt judecători acolo. Absoluta majoritate. Dar ideea este că ce am văzut eu este că judecătorii ar vrea să aibă discreții foarte mari. Să aibă discreții nu este un lucru bun, mai ales când e nelimitat. De ce? Eu cred că selecția și promovarea judecătorilor trebuie schimbat. Sunt în toată lumea să se întâmple. Noi știm că reputația contează, noi știm cunoștințele contează, abilitățile contează, noi știm că sunt alte criterii. Deci, trebuie această criterii propunere fixe. N-a fost inclusă în declarație. Nu. În raport. Dar nici nu ne-a întrebat. Nu. A doua este transparența Consiliului Superior a Magistraturii însăși. Fiindcă ce se întâmplă acum, noi observăm că judecătorii nu mai au speranță că poate veni ceva bun, un lider bun în sistem, fiindcă ei înțeleg că promovare nu pot să fie. Dacă trebuie, procedură disciplinară sau dosar penal, o să fie promovate. Și nimeni nu înțelege, de fapt, ce se discută la Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii închide ușa,
discut între ei, adoptă hotărâri și motivează hotărârile că așa s-au distribuit voturile între membri. Dar deși ele s-au distribuit așa, nimeni nu înțelege. Și atunci care e diferența, fiindcă Consiliul Superior al Magistraturii e un fel de parlament pentru judecători? Sau guvern? Nu mai mult ca atât, e unicul organ tot puternic. Practic. Da. Și de ce în guvern și în parlament totul e transparent, iar la Consiliul Superior al Magistraturii totul e cu ușile închise? Sau aproape totul e cu ușile închise? De asta cred că e anormal. A treia chestiune este dosarele penale împotriva judecătorilor. Sorry, transparență n-ai nicio șansă, nu știi despre ce se discută. Au mai fost unul sau doi judecători care au ridicat capul și au dosare penale. Eu cred că practica asta de pornire abuzivă a dosarelor penale împotriva judecătorilor trebuie să înceapă. Și aici nu doar împotriva judecătorilor, dar și împotriva avocaților. Eu vorbesc acum de justiție. Eu vorbesc acum de justiție. Că ceea ce e important pentru independența judecătorilor acum, clar că și pentru avocații relevant. În genere, eu nu înțeleg de ce Consiliul Superior al Magistraturii tot mai puțin și mai puțin protejează judecătorii. Scopul lor este să asigure independența judecătorilor. Nu. Atunci când scopul lor real este de a fi instrumentul acela de control politic deplin asupra sistemului judecătoresc. Pentru că dacă ai ridicat nasul și nu ai executat comanda politică, imediat ai sesizare la care se execută așa, în termen record. Altfel, când depun cetățenii simpli sesizări prin încălcări din partea judecătorilor, luni așteaptă până acea comisie disciplinară face ceva. Cazul domnicăi Manole este cel mai relevant. Deci, în acest Consiliu Superior al Magistraturii stau cei mai docili. Asta este principalul instrument de control asupra justiției. Și dacă un judecător nu execută comanda politică, se trezește foarte repede cu permisiunii din partea Consiliului Superior și se intentează dosar penal. Deci din instrument de autoguvernare și protejare a judecătorilor, acest Consiliu s-a transformat în bâtă politică asupra judecătorilor. Dar avem alegeri în acel Consiliu în toamna acestui an. Să vedem ce o să fie atunci. A mai fost și în anul 2014 numiți o serie destul de mare de membri din partea societății civile, din partea mediului academic și iată la acea etapă în anul 2014 când toți au trecut printr-un târg politic și printr-un filtru foarte puternic, asta a fost, deci acei care au fost numiți așa numiți din partea mediului academic au fost cei care au asigurat o majoritate solidă pentru cei care controlează în fine sistemul judecătoresc, adică de fapt pentru domnul Vlad Pahotniuc. Mai departe sunt transparența justiției. Sorry, dată un exemplu clasic este domnul prim-ministru al României, ex, care a fost condamnat, cum îi spune dumnealui, domnul Adrian Năstase. Adrian Năstase a fost acuzat de fapte de corupție și procesul a fost deschis. De ce procesul împotriva domnului Filat, prin la acuzații mult mai grave, a fost cu ușile închise? Eu înțeleg, poate o parte din ședință să fie închis, dar chiar că nu-i tot, și nu numai în prima instanță, dar și în instanța de apel, și că nici hotărârea încă nu se publică. Și avem cireașa de pe tort astăzi. Dar chestiile astea sunt intolerabile pentru justiție. Da. Ministrul Justiției vorbea de încredere în justiție. Despre ce fel de încredere în justiție? Domnule Grimice, pot să vă ridic un pic dispoziția, vă rog? Eu înțeleg că vă doare inima atunci când vorbiți despre ceea ce se întâmplă în justiție, dar vreau să citesc o știre. Progrese importante pe drumul european. Cât de avansată este implementarea acordului de asociere? Moldova a implementat prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană în ultimii 3 ani în proporție de aproximativ 75%. O spune ministrul de externe Andrei Galbur, care a participat astăzi la ședința forumului civic de monitorizare a modului în care este realizat documentul. La eveniment s-a discutat despre progresele și restanțele din domeniul justiției, mediului și cel energetic. Evaluarea guvernului privind implementarea Planului Național de realizare a acordului de asociere indică o rată de 74%. Putem estima cifra respectivă drept una bună dacă o plasăm în contextul anului 2015 și 2016, a declarat ministrul de externe Andrei Galbur. În domeniul justiției, atenție, rezultate vizibile au fost înregistrate în urma adoptării reformei instanțelor de judecată, cea a procuraturii și implementarea pachetului de legi cu privire la integritate. Mai bine de 90% din acțiunile planificate pe domeniul justiției sunt realizate. Noi nu avem restanțe pentru 2016. Practic, nu avem restanțe pentru 2015. Dacă sunt anumite acțiuni realizate, ele țin mai mult de perioada anilor 2011, 12, 13, care nu mai sunt atât de actuale, a afirmat ministrul justiției Vladimir Cebotar. Raportorii susțin că s-au înregistrat progrese și la capitolul asigurarea independenței energetice a țării. Atent, domnule
Tofilat. Pe domeniul gazelor suntem la etapă de proiectare a conductei Unghin-Chișinău. Planificăm spre finele anului 2019 să avem conducte și să o dăm în exploatare. Conform estimărilor din raportul Comunității Energetice, suntem cu o rată de 54%, a afirmat șeful de direcție a Ministerului Economiei, Călin Negura. Nu înțeleg de ce formul civic, dar sunt citați mai mult reprezentanții guvernului. Nu, bine, asta deja ține de politică redacțională. Iar partenerii externi și-au reconfirmat susținerea pentru țara noastră. Acordul de asociere este bun. Suntem aici să vă ajutăm și să vă susținem, însă Moldova mai este de lucru. Vor fi elaborate rapoarte despre progresele privind realizarea acordului de asociere în domeniul justiției, mediul și energie, a declarat șeful delegației UE în Moldova, Pirca Tăpiola. Toate aceste transformări încă nu au căpătat impactul calitativ asupra oamenilor, dar toate aceste schimbări trebuie să fie realizate pentru că în 2018-2019 vom avea aceste schimbări calitative, a afirmat reprezentantul societății civile Sergio Staff. La finalul ședinței au fost formulate propuneri de reformare a celor trei domeniu care vor fi transmise guvernului pentru realizare. Pa-bam! Aplauze, vă rog! Eu citesc de pe Publica Media, unicul post de știri Valeriu Munteanu că trebuie promovat. Bine, eu cred că totuși pe această notă pozitivă trebuie să nu stăm o pauză de citate, să medităm un pic și revenim după pauză. Rămâneți cu noi, vă rog. Am revenit în studio, în timpul pauzei ne-am umplut de optimism. Domnule Tofilat, poate pe această notă optimistă ne povestiți ce trebuie de adăugat în raport la capitolul energetică. Sau ați încheiat cu justiție? Sunt corupție. Încheiem cu justiție, anticorupție, după aceasta trecem la energie. Vă rog frumos, să lăsați să nu fii... Da, exact. Promit, eu promit. Ok, este în ceea ce privește corupție. Da, spunea cineva că, iată, în urma reformei procuraturii, procurorii devine foarte puternici și își bat joc de restul sistemului. Nu, procurorii nu au devenit foarte puternici. Judecătorii sunt foarte slabi. Procurorii întotdeauna trebuie să aibă dinți. Dacă îi abuzează, îi abuzează în măsura în care lor asta le se permite. Așa, ei nu iau decizia, până la urmă, nu ei dictează sentința. Da, am auzit argumente de genul dat, că iată că noi, judecătorii noștri nu sunt așa de puternici, așa că de ce ați făcut reforma asta procuratorii. Asta ca și cum genul, nu mă puneți mie la închisoare, că încă și în jumătate de Chișinău n-ați pus la închisoare. Ce trebuie de făcut? Prima este finanțarea adecvată a Procuraturii Anticorupție. Da? Trebuie să o capacităm. Doi, este să tăiem mandatul. Mandatul trebuie să fie corupția mare. Actualmente, statistică, îi fac 3 pătrimi din lucru, corupție mic. Deși mi s-a promis atunci când s-a făcut reforma Procuraturii, corupția mică va fi scoasă din competența Procuraturii Anticorupție. Nu se întâmplă. Și toți tac. Special, cred eu. Mai departe, este numirea procurorilor și judecătorilor doar pe bază de merit. Și neadmiterea nici măcar a unuia ca să fie numit dacă există măcar aparență de coruptibilitate sau lipsă de integritate. Mai departe, este acordarea personalului adecvat pentru Procuratura Anticorupție. Procuratura Anticorupție trebuie să aibă ofițeri de investigație, ofițeri de urmărire penală, experți lângă ei ca să poată investiga cauzele complexe. La sigur. Formal, trebuie să le aibă, dar nu știu dacă au buget în genere pentru așa ceva, chestia asta trebuie să se întâmple. De asemenea, să asigure că urmăririle penale nu sunt influențate politic. Cu regret am observat, spre exemplu, clasic al primarului din Taraclie. Da. Clasic, în care eu, ca un jurist rațional, nu pot explica acest lucru. Sunt lucruri așa de serioase în sectoare și procurorii pornesc dosar penal împotriva președintelui raionului pentru defrișarea câtorva... Primarul orașului Traclie, da, domnul Filipov, care a defrișat 27 de tui. Tui bătrâni din fața primăriei și a amenajat normal. Decizia trecută prin Consiliul trebuie dispus. Deci n-a fost o decizie personală a primarului. Această decizie a fost trecută, votată în Consiliul orașului Traclie. Asta este tare. Întrebarea mea pentru procurorii care s-au ocupat dosar, ce n-aveți ce faci? Sunt așa dosare importante pe care toți le așteaptă. Atâția copaci în Chișinău, Chiortoacă, numai pentru copaci în paralel, așa, deci dacă facem referire la cazul, are de stat o viață. Cel mai interesant când ajungi cu dosar ăsta pe mediu în judecată, judecătorii desigur se uită
cu ochi pătrați, dar există și așa ceva? Legislație da. De mediu? Adică ei habar nu au. Dar când au avut nevoie, au găsit în cazul primarului. O altă chestie care este reformarea Procuraturii Generale. Am spus că Procuratura Generală se ocupa cu politici, da? Cu politici. Ei n-au competență, practic, să facă dosare. Dar în Procuratura Generală, la moment, rămân 90 de procurori. Fie 30% din toți procurorii din țară sunt Procuratura Generală. Cu ce se ocupă acești oameni? Clar că se ocupă și ei se ocupă până acum. Cu subordonare ierarhică, deși conform legii nu au astfel de competență, dar controlul vot ține. Exact ca în ministerie, deci aceeași logică când se numește că instituția este responsabilă de elaborare, implementare, monitorizare, ajustare politici, dar de fapt se ocupă în continuare de gestionarea patrimoniului public la nivel de bugete, pentru că ei controlează tot asta. Exact asta și cazul se aplică și în domeniul justiției, concret procuratura. Atunci când deci voi faceți politici, voi strategii, vedeți cum să fie mai bine, stau 90 de procurori care ei nu știu să fac politici. Valeriu, știu, dar dosarele să le duc. Valeriu, nuanța e alta. Procurorul general ce nu vede că are 720 de procurori, dintre care 630 se neacă cu lucru. Da. Și acești, el își poate permite să păstreze 90 de procurori la Procuratura Generală care să nu facă nimic? Da. Pentru ce? Din perspectiva managementului. Lasă-ți 20, ieți aparat normal, fă un centru analitic bun și înainte. Dar în, nici nu trebuie să fii în Norvegia, spre exemplu, în Norvegia populația este populația Republicii Moldova, Norvegia. Mm-hmm. În Procuratura Generală au 15 procurori. Exemplu, clasic. Da? Eu înțeleg, poate realitățile sunt altele, poate noi am justificat vreo 30, dar nici 90. Și să vă uitați după reforma, legea de la Procuratură, după ce s-a adoptat, structura Procuraturii Generale practic nu s-a schimbat. Și vreți să spuneți că toate acestea nu le-ați regăsit în raportul prezentat astăzi și în declarația? Eu nu le-am văzut acolo. Poate eu n-am fost care suficient urmează de fie să fie. Nu a fost suficient de mic. Raportul pentru început, dar nu să-l scurgem pe sub poală și noaptea. Da. Vreau aici să concluzionăm partea ce ține de anticorupție și de justiție. Da, de anticorupție, noi, mă rog, și dumnealui n-a terminat, dar eu aș pune și acele politic ce țin de declararea proprietății și veniturilor și proprietății și despre acea încercare de a pune la pământ toată această politică, sistemul de integritate. Aș spune și despre politica conflictului de interese și aceea tot este pusă la pământ pentru că sunt modificate, legea aceea care era rea a fost modificată încă una mai rea și atunci colaboratorii, vă zic că foștii colaboratori CNI și actualii CNI se plâng că ei nu vor putea realiza aceste politici din cauza că au fost schimbat cadrul legal. Sunt foarte multe lucruri, dar eu aș atrage atenție că da, ceea ce spune domnul Gribincea, vă zic că aș subsemna sub multe din aceste propuneri, dar noi nu trebuie să uităm că avem un stat captiv. Și din cauza aceasta, închizând ochii la faptul că statul este captiv și încercând să consolidăm instituțiile statului care sunt utilizate în calitate de bâtă, noi putem să ne alegem cu rezultat foarte neașteptat. Adică exact invers. Eu aș vrea doar să adaug un moment care ține de reforma justiției, un lucru care să fie clar. Deci am pomenit despre acel proces din anul 2014, când a fost completat componența Consiliului Superior al Magistraturii, care este organ atotputernic, practic, în domeniul justiției. El numește, el demite judecători, el poate să inițieze proceduri disciplinare, să accepte a pornirea dosarelor penale împotriva judecătorilor. Adică ei, în principiu, au fost creați cu împuterniciri mari pentru a impune un control drastic ca judecătorii să respecte legea și să acționeze conform legii și de a proteja judecătorii de tot felul de presiuni, interese și alte lucruri. În realitate, componența lui, așa cum este, a fost substituită cu persoane care asigură anume această presiune politică. Și oricine va spune despre reforma justiției și lupta anticorupției, care nu se începe cu demiterea integrală a componenței Consiliului Superior al Magistraturii și desfășurarea unui concurs transparent, sub controlul, deci, de fapt, desfășurat de societatea civilă, sub controlul unor experți străini, asta totul e poveste. Pentru că ultimii membri în Consiliul Superior al Magistraturii au fost numiți în vot în Parlament, scoși pur și simplu, deci făcuți la un târg între partidele care atunci constituiau
alianța majoritară. Și nu se exclude că au fost și cazuri când de la un partid la altul s-au și vândut. Nu am dovezi, dar indiciile sunt cam astea. O opinie direct de la sursă. Domnica Manole, judecătoare domnica Manole ne scrie acum. Susțin opinia expusă în cadrul emisiunii. CSM nu asigură garanții de independență a judecătorilor în raport cu politicul. Promovează alte interese prin hotărârile sale abuzive de admitere a sesizărilor procuraturii generale. Mă refer la cauza Manole, Munteanu, care au instituit frică în rândurile judecătorilor. Judecătorii se tem toți de dosare penale abuzive împotriva lor. Cu regret, asta e situația reală. Nu putem vorbi de justiție independentă. Reformarea justiției a avut loc doar în plan tehnic. O întrebare față de reprezentanții ONG-urilor responsabili de sectorul justiției. Care este atitudinea dumneavoastră față de componența actuală a CSM? Poate aceasta asigura independența judecătorilor pe scurt, dacă se poate, pentru că vreau să trecem la energetică și la mediu. Eu n-aș vrea să mă exprim pe persoane concrete, dar ceea ce am văzut când a fost transparență, am văzut că au figurat persoane care au figurat în multe scandaluri ziaristice, de ce pentru mine sunt foarte multe semne de întrebare. Domnul Grebincea? Ceea ce vreau să spun este că, de fapt, noi putem să avem orice fel de structură. Noi am încercat să facem structura cât mai bună, dar conținutul... Da. Este cum e, dacă ce răspund, eu respect pe unii ca profesioniști buni, dar ceea ce se întâmplă în activitatea de zi cu zi îmi permite mie să nu-i respect ca oameni, fiindcă să-ți permiți să ajungi la situația în care judecătorii, și nu vorbesc doar de un Manole, eu vorbesc, discut cu mulți alții, să spună că acum situația este mai proastă decât în anul 2008, păi ea este mai proastă. Atunci unde am ajuns? Și nu-i problema în legi, s-au schimbat multe la suprafață. Din punct de vedere al legii, noi suntem înaintea Germaniei și Marea Britanie cu 200 de ani. Trebuie să le dăm sau nu la orice moment. Să le organizăm training. Dar la nivel de implementare, am impresia că la noi oamenii caută virgula ca să nu execute regula. Bun, dar de fapt ei pot și să o aplice, ei deliberat nu execută, legea este foarte clară, pentru că știu că într-un final maximum ce riscă ei să ajungă să fie judecați de același sistem judecătoresc, care, deci putem să avem niște procurori și avem foarte mulți procurori profesioniști, de asta sunt sigur. În CNA există oameni de o calificare care chiar poate să lucreze și în DNA-ul românesc și pe unde vrei, și dotare tehnică și tot, dar în momentul când asta ajunge să fie judecat de un sistem judecătoresc format din judecători corupți, unii de bunăvoie, unii de nevoie, pentru că ori ei și te pui în rând cu toți în sistemul ăsta judecătoresc, ori o să pună presiuni. Eu special am întrebat colegii care se ocupă de domeniul justiției, măcar la nivel de legende urbane, îți cunoaște la noi 1, 2, 10 judecători de ăștia legendari, care e că precis nu e o mită. Pentru că percepția generală în societate este că toți judecătorii e o mită. Și percepția asta nu a apărut din pod. Și mi s-a spus că este cu siguranță cineva despre care, o singură persoană despre care se crede că asta precis nu este implicată în acte de corupție și nu știu ce, dar în schimb este ținută acolo așa la limită și presată, nu mai ea știi cum rămâne în sistem. Nu, eu totuși cred că sunt, măcar la nivel, eu cred că sunt judecători mie care tot nu îmi place așa să cred, dar măcar la nivel de legende urbane, știți, circule cu, este un judecător care nu e, pentru că percepția generală a cetățenilor este că toți judecătorii, dacă e să ne uităm la dosarele de cea mai mare rezonanță sau dosarele cu implicarea conflictelor de interese și așa mai departe, de fiecare dată observăm cam aceleași complete de judecători. Există un grup de judecători care sunt tare norocoși în ceea ce ține repartizarea aleatorie a dosarelor. În rest, chiar nu trebuie să le repășăm și n-ar trebui să faci... Da, să revenim la o chestie foarte interesantă aici. Dar, Landromat. Nu uitați că noi avem încă două subiecte. Da, Landromatul, da? Landromatul a avut loc cauze și în 2011, și în 2012, și în 2013, și în 2014, da? Toate dosarele astea au fost distribuite aleator. Toate dosarele astea au ajuns la judecători anume. Întrebarea mea e, dar președinții de instanță care distribuiau dosarele, sunt cumva investigați sub aspectul ăsta când se-mi spună președintele de instanță, că adânsul în instanță, însă un dosar, prima dată în viață, cu 400 de milioane de euro, pretenții... Sau chiar 500, chiar jumătate de miliard a fost o pretenție. Care erau șansele să-i și președintele de instanță nu ține minte acel dosar? A uitat. Sau numărul de executori, care la fel este foarte limitat. Eu vreau să mă întreb, întrebați-vă, vă rog, cine sunt acei președinți de instanță? Și unii sunt astăzi?
Și da, cel mai sunt astăzi. Cel mai important este ce ai de investigat aici, când lucrurile... Majoritatea sunt deja în libertate, unii am înțeles că bine mersi, sunt înapoi la serviciu și judecă. Sau organele de conducere. Asta e. Sau chiar promovați. Eu propun să trecem totuși la... Pentru că în afară de justiție mai aveam probleme de rezolvat în țară. Ce ce țin de mediu? De mediu, da. Și forumul de astăzi. Atât de puțin să vorbesc despre mediu, eu vreau, da, să cel puțin să folosesc această ocazie. Deci... Bun, referitor la ce raportează în general guvernul, referitor la implementarea acordului de asociere, noi am discutat și am punctat chestia asta și inclusiv în cadrul unei ședințe care a avut loc anterior, mai de mult, mai bine zis, la Ministerul de Externe și alte ședințe, că se merge pe un calcul pur matematic și pur de genul activități, de exemplu, dacă sunt incluse acolo 4 activități, din care primele 3 presupun o vizită de studiu, a doua un studiu sau nu știu ce pe acolo, deci chestii foarte generale, care sunt, e proces de fapt de elaborare a cadrului legislativ, dar de facto a patra activitate, cea mai importantă, asta e transpunerea legii directivei X în legislația națională, nu este realizată. Păi guvernul calculează, calculul era că realizare de 75%. Deci cel mai important, deci capitol asta, da, nu este realizat. Exact, dar de fapt noi asta ne-am, de fiecare dată ne-am expus opinia noastră în privința asta, că trebuie să modificați metodologia de asta, calculare în cazul dat, fiindcă noi considerăm că cel mai important lucru este, pe de o parte, în primul rând, transpunerea acelei legi, deci adoptarea legislației naționale care a transpus o directivă UE, și doi, noi foarte mult punem accent pe faptul, bine, cât de, dacă se implementează legea X care a fost transpusă, iată, avem cazul legea apelor în Republica Moldova, care a fost transpusă directiva cadru apă UE prin adoptarea noii legi a apelor în Republica Moldova, care a intrat în vigoare în 2013. Astăzi suntem în 2017, deci au trecut 3 ani de zile de la implementarea ei și ea nu produce încă rezultate. Acum, cum noi, ce înseamnă... Dar de ce nu produce rezultate? Pentru nu că produce prost implementăm, nu se nu se implementează și aici foarte mult apare traficul de influență. Businessul își face lobby angro, cum s-ar spune, fiindcă nu vrea, sunt regulamente care trebuie să fie respectate referitor la diversarea apelor uzate în sisteme de canalizare, în recipienți naturali, ce ziceam de judecată când ajunge ăsta, un caz de genul ăsta în judecată, de exemplu primăria Cricova a dat în judecată fabrica de vinuri pentru depășiri la ăsta, concentrație la emisii în apele uzate și câștigă cine? Câștigă fabrica, nu câștigă primăria, dar de fapt fabrica trebuia impusă să-și construiască stații de depurare. Bun, nu vreau să intru în declarație care a fost adoptată astăzi, ce ați propus? Am propus, ați fost lider de grup pe mediu. Da, deci noi am discutat de fapt mai multe subiecte, inclusiv ăsta, vreau să, înainte de a spune lucrul ăsta, de a spune ce am inclus în declarații, un aspect tot foarte important, situația râului Nistru. Da? Care acum a prins priză mai mult la public, se pune în pericol că ăsta scade nivelul de apă a râului Nistru și aici e o chestie de soluționare a situației în raport cu Ucraina. Iarăși acordul de asociere sau prevede acești legea apelor despre care am vorbit, crearea unor comitete, deci acest dialog internațional cu privire la administrarea resurselor de apă într-un bazin hidrografic. Da, asta trebuie să se realizeze, asta noi așteptăm, de asta este importantă implementarea și aici noi avem bun, șchiopătăm la acest capitol. Și în, noi ce am inclus în declarații, deci pe lângă mulțimea cum sunt de situații dificile în domeniul mediului,
care deseori ele sunt eliminate dacă la nivel de guvern. Cu noi se discută. Noi, într-adevăr, avem, societatea civilă are un dialog bun cu ministerul și se consultă actele legislative. Aș putea spune că, bine, nu toată societatea civilă de mediu se implică la, și contribuie la actele legislative de mediu și dacă la nivel de guvern se agrează diferite legi cu societatea civilă în domeniul protecției mediului și ele sunt adoptate, deseori ele sunt trunchiate la nivel de parlament. Okay. Și se asta scot lucruri foarte importante. De exemplu, din legea deșeurilor a fost scos un articol referitor la coincinerarea și incinerarea deșeurilor, care un pic rupe din lanțul valoric de administrare deșeurilor. Deci, dacă ați vorbi, pe scurt, pentru că totuși trebuie să reușim să discutăm și despre în acest context, dacă e să vorbim despre progresele sau regresele la capitolul implementarea acordului de asociere, de ce notă ați spune? Da, 75%, cum am spus, reieșind dintr-un calcul pur matematic cantitativ, nu calitativ. Dar calitativ? Calitativ. Efectele eu nu le văd. Eu vreau să am garanție, eu vreau să văd pește în râul Bâc. Adică, eu vreau să-l văd. Dacă dumneavoastră ar trebui să fie efectul pe care lucrat, după ce s-a evaluat lucrul dumneavoastră, pe urmă s-a calculat salariul, dar nu vi s-a dat salariul. Cât de satisfăcuți? 90% la 90% a fost implementat procesul de valorizare. La ce am inclus în declarație? Deci în contextul ăsta, cum am spus, foarte destul de sofisticat și dificil, aici se discută despre eliminarea Ministerului Mediului. Deci, eu îmi pun întrebarea atunci cum se va implementa acordul de asociere, niște directive foarte complicate și, a UE, care aici sunt cel puțin ai un ministru care măcar face gălăgii și el măcar cineva la UE, dar acolo să rămână undeva într-o direcție pierdută. Și mai mult ca, ca să dau un exemplu foarte scurt, legea privind evaluarea strategică de mediu, care este acum în Parlament, s-a votat în prima lectură. Este restanță la implementarea acordului de asociere. Este acolo de vreo 3 ani jumate, cred. Deci merge. Să vedem dacă va fi până la sfârșit în lectura a doua cum va fi votată. Ea presupune că orice act legislativ care este elaborat trebuie obligatoriu să treacă prin filtrul mediului. Și atunci o să treacă din perspectiva dacă nu ăsta dăunează mediului. Da, mediului. Și atunci noi ne punem întrebarea, dacă Ministerul Mediului va fi comasat cu Ministerul Agriculturii, legile elaborate de Ministerul Agriculturii pentru agricultură, cum ele și au impact asupra mediului. Exact, agricultura fiind unul dintre cei mai importanți poluatori de mediu, cum ea se va autoevalua din punct de vedere dacă are un impact al mediului sau nu și vor fi onești cu ei înșiși și vor elabora legi în așa mod ca să nu aducă un impact negativ societății. Asta o să depindă dacă ministrul o să vină din partea agriculturii sau din partea mediului. Deci noi încercăm să nu privim cum politicienii vin și pleacă. Partidele politice vin și pleacă. Azi e unul, mâine e altul. Instituția ca și concept, ea trebuie să existe și trebuie să fie funcțională în favoarea societății. Subsemnez. Domnule Tofilat. Un mic exemplu în completare a ceea ce a spus doamna Cantarajiu. 98% din apa în Chișinău care curge la noi în robinet vine din râul Nistru. Și vara asta a fost un pericol extrem de mare când nivelul apei a scăzut sub 9 metri. Și Chișinău risca să rămână fără apă. Și atunci, cum a zis colega de platou, nu o să-ți vin, nu o să te mai gândești la justiție, la nu știu când tu elementar nu ai să bei un pahar de apă. Bun, trecem la energetică. Când vorbim de securitate energetică, telespectatorii trebuie să țină minte câteva lucruri. Prima, noi depindem astăzi totalmente la consumul de gaz de Gazprom, care pe lângă faptul că e unicul furnizor, el mai controlează și Moldova Gaz, care distribuie acest gaz pe teritoriul Moldovei. La producerea energiei, deci din tot consumul care îl avem noi în Moldova, 20% din energie se produce pe loc, tot din gazul care vine de la Gazprom. 80% noi luăm din exterior, nu zic din afara hotarilor, pentru că vine din Transnistria. Avem posibilitatea să luăm și din Ucraina. Energie făcută în Transnistria pe care o consumăm, tot se produce din gaz. Deci dacă mâine Gazprom stinge robinetul la gaz, noi rămânem și fără gaz,
și fără curent electric. Și asta se numește cum rezolvăm problema? Da, asta se numește securitate energetică. Cum rezolvăm problema asta? Interconexiunile pe energie și pe gaz cu România, ca să putem lua în caz de ceva de acolo. Posibil mai scump, dar energie e mai ieftină acolo. Acum, ca tu să poți procura de acolo și să poți crea în, nu știu, un mediu concurențial în domeniul energetic, trebuie să implementezi pachetul Energetic 3, care prevede că procesul de livrare a energiei sau a gazului de la sursă și până la consumatorul final nu trebuie să fie controlat de o singură companie. El e divizat pe câteva, pe patru servicii și fiecare de acești servicii trebuie să fie controlat de companii diferite. Da? Facem un pic de diversificare. Asta prevede pachetul Energetic 3. Noi la moment avem doar separarea costurilor pe tipuri de activități. Bun. Când vorbim de interconectare și de condiții ca asta să funcționeze, pe lângă construcția nemijlocită a liniilor, trebuie să creăm condiții cum noi facem procedura de achiziții. Pentru că dacă noi până în ziua de azi, nu avem reguli cum se organizează tenderul la energie. Și cum companiile de genul Energo Capital câștigă aceste tendere? Acum, abia 5 ianuarie a apărut această propunere de la Secretariatul Comunității Energetice. Bun, problema e că dacă noi mâine avem interconexiuni cu România și putem lua acolo energie mai ieftină și facem un tender, păi tot Energo Capital o să-l câștige. Din simplu motiv, că el nu plătește gazul. Și poți să dă, poți să coboare prețul mult mai mic. Și atunci trebuie să facem... Da, corect. Atunci trebuie să facem niște reguli în așa fel ca Energocapital sau Moldavska Agres din Transnistria, care nu plătesc gazul, dar el se acumulează ca datorie la Moldova Gaz față de Gazprom, companiile astea să nu participe la tender. Vrei să participi, poftim, plătești costul de plin a gazului și atunci nu sunt întrebări. Anume chestia asta a fost exclusă de către Ministerul Economiei și în ordinul care l-a aprobat ministrul acum în ianuarie. Deci asta este problema cea mai gravă. Se mimează reformele. Corect, se mimează reformele. Doi la mână. Noi avem planul de acțiuni semnat de Secretariatul Comunității Energetice și autoritățile noastre, în special Andreu. Cum noi scoatem Andreu de sub influența politică? Cum noi facem acea structură independentă? Concurs, cum să angajăm directorii Andrei? Noi am văzut ce se petrece acum săptămâna asta cu la Comisia Parlamentară când s-a ales un nou candidat s-a numit. Asta numai, da, poți să numești cum vrei, numai nu concurs. Deci, iarăși se mimează. Noi vorbim de fapt că... Vlad Gribincelul tot e norocos. Da, exact. La capitolul primire, punctul. Da. Noi vorbim de fapt că bugetul Andreiului se aprobă de parlament. Da? Deci, parlamentul hotărăște să-i dai bani la Andrei sau să nu le dai. Cum asta e... Cum putem noi numi Andreiul independent? Iar și principala lege unei asta se reflectă... Apropo, a fost situație chiar anul trecut când este finalizat buget. Că avem puțin timp. Da. Principala lege unde se reflectă lucrurile este legea cu privire la energetică. E nu-i publicată, ea a fost aprobată în prima lectură, trebuia să fie aprobată până la sfârșitul anului, așa scrie în planul de acțiuni. Și e nu-i publicată după ce a fost revizuită în lectura întâi și s-a modificat acolo, noi habar n-avem. Deci lucrurile se mimează. Eu trag o singură concluzie. Eu aș vrea să văd pe dumneavoastră toți în aceste grupuri de lucru și aceste declarații care au fost astăzi adoptate. Apropo, ele au fost adoptate, votate sau nu? 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 Sau urmează să fie expediate, votate? Da, da. Deci inclusiv și la capitolul mediu. Deci noi am convenit de principiu să fie axat pe doar pe Ministerul Mediului, dar fiecare mai avea argumentele sale, nu știu ce, și a zis că vor mai contribui. Deci, și inclusiv pe celelalte două urmează, cum am spus, așa promisiune mi s-a dat, că urmează să se expedieze și raportul și noi neapărat. Acum, revenind la felul cum a fost organizat acest forum civic de monitorizare a acordului, a implementării acordului de asociere, iată mi-au scris telespectatorii noștri, dacă nu vrem să discutăm și despre codul de etică al ONG-urilor care este promovat de către organizația Credo. Săptămâna aceasta ei au publicat un comunicat de presă, o poziție publică despre nepolitizarea și autoreglementarea sectorului asociativ și mass-media. Credo. Ce credeți? E nevoie de un asemenea cod de etică al sectorului asociativ? Deci,
sectorul Deci codul de etică de fapt este și pe site-ul consiliul.md, da? Care este site-ul oficial al Consiliului Național al ONG-urilor. El a fost propus prin 2008, dacă eu n-am fost atunci ca și membru, eu am venit mai târziu, prin 2012, nu mai țin minte așa. Deci a fost propus ca idee niște trasate, un cod de etică, care, niște principii de, pe care să le abordeze ca și cum organizațiile, însă el este pe site. Consiliul îl promovează ca idee, cine vrea poate să-l subsemneze sau să adopte asemenea ca o formă, da, de nu știu, de atitudine, de activitate și mai departe, însă nu s-a, bine, nimeni, nicio organizație niciodată n-a subsemnat sau bine, nu s-a promovat atât de bine însă și ideea și ea în mare parte s-a abandonat. Când a fost elaborată strategia... Dar de ce se dorește revenire la acest Când a fost elaborată strategia națională a societății civile, prima, adică a doua strategie, a fost introdus acest cod de etică în planul de activități la pilonul 2, ceea ce ținea de asta, durabilitatea financiară a organizațiilor neguvernamentale, și aici era introdus ca un, ca să zic, o contrabalansare pentru facilitățile, de exemplu, legea 2%, da? Atunci când Ministerul Finanțelor deseori spunea cum noi putem să dăm din banii publici organizațiilor neguvernamentale dacă noi nu cunoaștem, că nu suntem siguri cum ei cheltuiesc banii și adică n-au într-un fel nicio etică asta. Spre deosebire de cei care fură câte un miliard. Nu, da, mă rog, erau argumentele lor, da, și noi atunci zis, ok, bun, noi avem un cod de etică care, dacă voi sunteți ok cu el, mergem la adică la compromisul ăsta într-un fel. Se inventează soluția acolo unde nu este, pentru că dacă este intenția statului de a controla cum se cheltui banul public, pentru că chiar așa acum la etapa actuală, când se revizuiește strategia națională, noi am discutat chiar în Consiliul ONG dacă e necesar să fie lăsat sau nu este necesar, și foarte amical am văzut că de fapt el nu produce foarte mare efect. Se dorește din partea unor organizații de pe flangul opus să se creeze un comitet într-un fel ca de supraveghere a ONG-urilor, de asta vorbesc, despre opoziție, și ăsta respectiv poate e foarte straniu în ce se transformă însă și o intenție care a fost în 2008 aparent. Știți, bună eu și... când... Eu când citesc din această poziție publică de pe site-ul credo.md, următorul lucru, Consiliul ONG și organizațiile neguvernamentale vor respinge ferm încercările de politizare a organizațiilor neguvernamentale și de atragere a acestora în activitatea politică. Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Parlamentul și partidele politice vor respinge ferm acest atentat asupra caracterului nepolitic al activității necomerciale. Nu, această problemă există. Consiliul ONG, de exemplu, iată, astăzi am primit chiar asta, o confirmare că noi săptămâna viitoare organizăm o discuție pe subiectul ăsta mare. Potrivit dumneavoastră, pe scurt, vă rog, ca să nu monopolizăm, domnul Cantragiu, există încercare de a politiza societatea civilă și de a o folosi, în interesele guvernării. De către cine? De către guvernarea. Păi astăzi, cazul de astăzi a fost un exemplu. Există asemenea încercări? Eu cred că există, tot timpul a existat. Sincer vorbind, eu am observat din, bun, monitorizările forumul de astăzi a fost un exemplu de acest gen. Există tot mai tare și mai tare. Eu nu pot să subscriu, deci de ceea ce am... Deci, în raport cu ce am făcut noi, sub nicio formă, cum am spus, noi avem o poziție personal, adică individuală, vis-a-vis de ce face guvernarea, indiferent ce fel de guvernare a fost.
domnule Grebinci, ar ajuta acest cod de etică? Păi, haideți să nu inventăm bicicleta, da? Am impresia că spune căruța în fața cailor. Codul de etică este un fel de 10 porunci, dar nu e obligatoriu să fii creștin ca să le respecti. Da? Și nu este obligatoriu ca numai decât să te înrolezi în biserică ca să poți să le respecti ulterior. Da? Dumneavoastră aveți un cod deontologic ca jurnaliști. Da. Și? Pe care, apropo, noi ni l-am asumat. Da, per ansamblu, care este impactul acestui cod asupra comunității media din țară? Pentru cei care sunt gata să-l respecte, impactul este nu pentru că acesta a fost asumat, dar pentru că așa este felul lor de a fi ca jurnaliști. Deci oamenii ori fac jurnalist corect, ori nu fac. Atât. Ceea ce vreau să spun este că noi avem probleme serioase. Haideți să ne ocupăm de acele probleme. Să nu inventăm probleme. Deci părerea noastră este că este o... În momentul în care, asta e ca și în economie și în onegistică, în momentul în care un ONG este bine fundamentat și respectă etică, el are viitor. În momentul în care el nu respectă, el trebuie să înțeleagă că își semnează sfârșitul. Singur. Și asta trebuie să soluționeze nu statul, știți? Ca în regulă aceea că voi nu sunteți etici și noi venim pe voi să vă salvăm. Nu statul trebuie să-și bată capul de societate civilă. Cât mai puțin stat în societate civilă, cât mai bine. Iar în ceea ce privește ideea cu politizarea, eu nu văd nimic rău în asta. Nimic rău, absolut. Nimic rău. Atât timp cât asta se face transparent, atât timp cât nu se folosesc banii statului și nu se intervine în campaniile electorale. Există think tank-uri conservative care suportă și asta sunt standardele internaționale. Dacă trei politicieni s-au strâns și au creat un ONG ca să-și promoveze valorile partidului, transparent, corect, să-și o facă, dar să declare asta tuturor. E mai rău atunci când omul spune că eu sunt ONG independent, dar de fapt pe deascuns promovez agende de altă natură. Eu cred că asta merită o discuție aparte, acest cod de etic al ONG-urilor și mass-media. De fapt, în principiu, mass-media acesta deja există. Da, deja există. Problema este că nu toate instituțiile mass-media îl respectă. Eu mulțumesc pentru această discuție. Nu știu dacă a fost clar pentru telespectatorii noștri ce s-a întâmplat astăzi la forumul civic. În schimb, lumea a văzut că societatea civilă este diferită, diversă. Ne pare rău că n-am avut toate punctele de vedere prezente în studio. Am încercat să invităm și pe alții, dar nu de noi depinde cine vine și cine nu vine în studio. Noapte bună, ne vedem mâine la ora 21, ca de obicei. Да чьи визионы коммуны отзовут Куилан Шор? Золотой мальчик, который возомнил о себе непонятно что. Дорогой Игорь Николаевич, мы ведь с вами хорошо знакомы. Когда мы были очень близки по духу и разделяли одни взгляды, у нас были общие планы на будущее. Это было в начале вашей политической карьеры, и вправду в начале. Тогда мы часто встречались, общались, и вы даже обращались ко мне за помощью, которую я, без сомнений, вам оказывал. Când se fac lucruri, se fură miliarde, se spală miliarde, banii ăsta fără cei de la putere nu se întâmplă. Pentru mine este foarte important, cum ați venit nepotul meu. Republica Moldova sau România? Eu aleg Dacia. Добрый вечер. Это программа Интерпол, и сегодня у нас в гостях Рената Усатая. Сегодня вы не явились в антикоррупционную прокуратуру, но явились в Интерпол. Надеюсь, что вы расскажете нам все, что не успели рассказать им. Плакиш по разводу, он чемпион. Тут он у нас заявил, что он координатор стрелочник после его визита в Соединенные Штаты Америки. Я говорю, передайте координатору, что я хочу подъехать, у меня есть ряд серьезных претензий. Calea domnului Dodon spre funcția prezidențială a început în martie 2012, atunci când cu voturile domniei sale și a doamnei Greceanei, domnul Nicolae Timofte a fost ales președinte al Republicii Moldova. Formula de aur a lui Voronin a fost jițelul blând suji de la două meci. Toată esența politicilor celor doi siamezi, democrat și socialist, e în această formulă. Stimați concetățeni, noi de fapt ne întoarcem cu 15 ani în urmă, când tot democrații guvernau țara.
Atunci liderul comuniștilor spunea despre ei că umblă ca țachii după Marcovcă prin Europa cu mâna întinsă. În calitate de ambasador și viceministru de externe, am participat la sute de reuniuni și negocieri oficiale. Am ținut zeci de discursuri în numele Republicii Moldova la conferințe și forumuri internaționale. Astăzi eu schimb formatul. De la oficial la neformal, adică popular. Mă pornesc să descoper satele și orașele Moldovei. Vreau să aflu și să înțeleg mai bine ce crede poporul. O să filmez totul pe telefonul meu mobil. Cu cât mai simplu, cu atât mai bine, zic eu. Patrie, la ce ne gândim? Da. La un viitor mai bun? Noi nu avem, zicem, țară săracă. Avem țară prost condusă. Diplomația populară.